Sunt Otilia Cotruța, iar aici, la Reinvent Moldova, discutăm despre oamenii, despre ideile lor și modul cum putem reinventa Republica Moldova cu ajutorul acestora. Astăzi, în emisiune, discutăm cu Diana Lazăr, director senior pentru industria turismului și a vinului, proiectul USAID Moldova. Diana, ai o experiență bogată în spate. Te-am rugat să ne povestești mai multe detalii despre ce ai făcut, ce ai reușit și ce, a stat, ce cunoștințe stau la bază acestei evoluții Mersi Otilia în primul rând pentru această invitație și a reinventa ceva mergi de la ceea că cunoști o istorie sau ai oarecare fundament pe care poți să reinventezi pentru că de la sine a reinventa înseamnă că pornești da. de la ceva Deci noi în viață pornim de la anumite prerechizite care ni se dau și prerechizitele cu care am venit eu în această istorie de dezvoltare, pentru că de peste 17 ani activez în mod prioritar în domeniul dezvoltării. Prin diverse proiecte, inclusiv proiecte de consultanță personale, dar și mai mult angajată în diverse proiecte finanțate de USAID de-a de lungul timpului. Am pornit, de fapt, în primul rând, de la studii foarte bune în, în școala generală, după care am făcut facultatea de drept, după care am lăsat dreptul și am vrut să fac mai mult economie și mai mult să merg spre partea de management și am ales industria vinului pentru că m-am pasionat deja atunci. Asta a fost 20 de ani în urmă. Și asta a fost în Franța sau asta încă aici, în Republica Moldova la Universitatea? Nu, nu. Bine, eram pasionată și de aici pentru că familiile noastre, cam la toți moldovenii sunt din acest domeniu și sunt conectați. Eu vroiam foarte mult pentru că Mă pasiona și din perspectiva oarecum a studiilor anume în Franța, în Bordeaux și am aplicat doi ani la rând până am obținut bursa guvernului francez, wow. ca să merg să fac acolo un masterat, un gen de MBA, dar după metoda clasică franceză. După care am, am revenit în Moldova după câteva contracte pe care le-am avut inclusiv cu Biroul Național de coniac cu Comitetul Interprofesional al Vinurilor Șampani din Franța, pentru care am lucrat și în final m-am regăsit în Moldova, mi-am luat și licența de avocat, am profesat un pic și iarăși m-am întors în vin. Uh... Și deci nu sunteți doar un ambasador al, al industriei vinului și turismului în Republica Moldova, dar puteți puteți avea în spate și o, 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 roaba de avocat propriu-zis. Adică, Aș putea, dar la, acel la moment... muncă pe care o faceți, cel puțin se, se vede. Da? Să nu știam că poate fi și un calificativ bazat pe experiență. <laughs> da, am încercat să mențin. De fapt, sunt persoana care iau totul cu mine. Mi este foarte dificil să mă despart cu ceva, mai ales atunci când țin foarte mult la o activitate. Și îmi pare că totul se formează într-un puzzle, până la urmă, uh -huh. în noi, în aceste prerechizite despre care îți spuneam. Deja de 20 de ani am și ori la Universitatea de Stat, unde predau inclusiv și dreptul, dar și mediere, dar și turism. Mai nou sunt lector în cursurile de formare continuă. Sunt somelier, oarecum sunt, am fost secretarul general al Asociației Europene de Somelier un timp. Mă ocup deja de peste 10 ani și am intrat și în domeniul industriei turismului, pentru că oarecum acele reforme pe care le-am demarat în industria vinului au fost destul de interesante și se dorea o, un transfer de aceste experiențe și cunoștințe. Și ca să-ți răspund direct la întrebarea ta. Tot ce ne formează zi de zi, până la urmă, ajunge să-ți fie util, de aceea orice experiență, fie că este una pozitivă, fie că uneori sunt și experiențe mai puțin plăcute sau mai frustrante, însă acestea te formează și îți dau un bagaj de anumite reacții care pot fi foarte utile. Până la urmă, atunci când în zi de zi performăm, noi ne reinventăm, de fapt ne perfecționăm. Da. De ce aș vrea să cred că o reinventare nu înseamnă că totul este pejorativ și rău ce a fost? Nu, cu nu înseamnă în... altceva decât a te perfecționa și a te îmbunătăți. Câteodată reinventarea presupune și să conștientizezi că momentul în care tu ești este calea aleasă corect și ea doar trebuie să adaptată noilor tendințe și tehnologii pentru că noi, de fapt, adică să reinventăm istoria nu putem, dar putem să reinventăm modul în care păstrăm această istorie și o promovăm mai departe. Asta cumva și stă la baza conceptului emisiunii. Nu ne dorim neapărat să schimbăm lucrurile frumoase care deja s-au făcut, dar să vedem unde aceste lucruri pot fi îmbunătățite și multiplicate, poate. Pe de altă parte, ce putem prelua din acest sector, din acest domeniu și multiplica pe alte sectoare, pe alte domenii ca să avem o societate complex dezvoltată multilateral, nu doar unilateral. Uh, și dacă îmi permiteți să revin un pic la subiectul de studii, uh, care au fost elementele de bază care le-ați deprins la studii în Republica Moldova și în procesul în care predați și uh, totodată în paralel cu studiile uh, în țările europene? Până nu știi că mai este altceva dincolo de ceea ce vezi, dincolo de orizont, uh, îți este dificil să îți închipă și să-ți permiți să gândești altfel. De aceea, metoda scolastică pe care am urmat-o în studiile din Republica Moldova îmi părea că este ceea ce de fapt trebuie să fie cu unele elemente practice de cel puțin îndrept de specie, de, da? Dar ceea ce este după orizont este ceva care îți deschide și de fapt te impresionează. Și aici, în sinergie cu ceea ce mi-ai zis, a reinventat sau a ne adapta la ceva nou, nu ține doar de tehnologie, a îmbrățișa ceva nou. Ține a ne permite să gândim în afara unei cutii în care noi suntem plasați. Cutia în care noi suntem plasați ține de educație foarte mult, ține de mediul social în care noi creștem și ține de tot ceea ce se face, un fel de modus operandi. Așa s-a făcut până acum, probabil că așa trebuie și mai departe. A ieșit din această cutie, ține de, de fiecare în parte, dar și de societate pe ansamblu și de instituțiile statului. De aceea, pentru mine, ieșirea din această cutieuță a fost plecarea. Uh -huh. Și revenirea ulterior, pentru că aici a fost colizia. Uh, nu pot să zic că în Franța, la acea etapă, 20 de ani în urmă, da. procesul educațional era absolut diferit. Cu toate că am văzut o mult mai mare libertate în discuția între profesor și Devo student era Atunci, 20 de ani în urmă. Uh, noi mergeam în fiecare miercuri din cele 5 zile de studii. O zi era destinată să merg mergem în companii, să stăm în acele companii, să Studio discutăm. Studiu practic, din da, la locul fapte. Absolut, deci asta era parte din urarul nostru zilnic, deci săptămânal, în ziua de miercuri, toată grupa, mergeam la șatouri, mergeam la organizații de genul cum este ANSA, la noi, la inspectorate, la VAM, discutam. Deci, și aceste discuții, de fapt, te pune într-un mediu foarte practic. Iar când, când am revenit acasă, deja între timp, a, a survenit și embargoul impus de Federația Rusă și uh, ceea ce am văzut aici a fost de fapt că noi mergem pe o cale atât de greșită, uh, pentru mine la acea etapă cu 20 de ani în da. urmă, deci aveam și o altă experiență și și o altă vârstă, dar deja aveam o certitudine că mergem, mergem uh, nu în direcția potrivită. Nu cu pașii potriviți, nu, nu călcăm cum trebuie pe... Da, și nu aveam căptăm. nici, nici, nici de cum ocazia să intervin. Primul, primul, meu, să zic așa, mare livrabil, să zic, care a rămas în, în parcursul hmm. profesional a fost elaborarea unui studiu, așa numită Cartea Albă, pentru, și care se numea uh, Uh, wine industry, rethink, de da? Așa. să regândim. Și care erau concluziile de la bază la acea Au fost punct? 10 concluzii, zece uh, 10 concluzii care au fost elaborate atunci în anul 2010, prezentate industriei și, cum spuneam, cea mai mare limită și limitare a noastră cred și până acum că asta rămâne, este de fapt această cutiuță în care ne acomodăm și în care nu vrem să ieșim din ea. Adică mentalitatea, această acomodare cu prezentul și tot Cum ce este scutul? nou, vrem să nu, deci ne frustrează, nu vrem să-l adoptăm, încercăm să amânăm. Am prezentat, de fapt, spuneam de exemplu, trebuie să excludem licența. Pentru ce nouă ne trebuiește licența în această industrie? noi trebuie să fortificăm trasabilitatea. De ce noi trebuie să controlăm fiecare pas a vinificatorului? Vinificatorul și investitorul, businessmanul, el, el își dorește să facă un produs competitiv și bun. De ce să, intrăm să facem lucrul în locul lui? Să lăsăm să-și facă și noi să verificăm, în să verificăm în baza unor criterii foarte clar stabilite, de exemplu. Am zis, de ce noi trebuie să statul să decidă în ce piețe să mergem să ne promovăm, cum să ne promovăm, la ce expoziții? Hai să lăsăm businessul să decidă. Ei știu, ei sunt profesioniști. Și am creat acea instituție public-privată. Am vorbit despre marketing, în, în primul rând. Am vorbit despre standarde de calitate inspirate din, din acele bune practici europene și din, din lumea nouă. Deci asta s-a întâmplat și pe... În următorii ani, oarecum, am transpus aceste noi concepte regândite Așa. în diferite legi, în reformare instituțională, în creare de registru vitivinicol, în multe, multe asemenea reforme structurale. Uh, și dacă vorbim astăzi de da. turism, uh, doar începeam să le implementăm când am început în cadrul proiectului anterior, se numea SID-2, pe atunci, finanțat de USAID, uh, să cercetăm industria turismului. Și pe atunci industria turismului, de fapt, practic nu era. Era agenție pentru turism. Era agenție pentru turism. Era, erau instituții, erau taxe, erau reglementări, dar noi nu aveam o industrie a turismului. Când spunem industria turismului, mă refer nu la plecarea moldovenilor peste hotare, pentru că aceasta este un, sec, un segment de fapt care aduce, aduce multă satisfacție moldovenilor, pentru că ei vor să se odihnească, dar ca valoare adăugată pentru economie este destul de limitată, pentru că ne rămân doar salariile care Taxi se achită pasi, da. acelor salariați, dar valoarea adăugată când exporți un produs de exemplu, da? așa cum noi exportăm serviciile de turism vin din turismul de incoming sau turismul receptor și atunci practic erau deci nici statisticile măcar, măcar nu măsurau atât de bine aceste, aceste cifre și am preluat și acest nou sector alături de o echipă mică-mică care eram atunci și inspirată de cei ce reușisem să facem în industria <gântuțări> vinului, în industria de fashion cu brandurile din inimă, se făceau tot în acel conglomerat, acea echipă minunată din SID-2, am început activitățile începând cu 2013 în sectorul de turism și până acum iată de... 10 ani, aproape 11, sunt parte acestei transformări la fața industriei turismului. Știu că în momentul în care discutam despre pregătirea acestei emisiuni și care ar fi elementele cheie de bază pe care să neapărat să le scoatem în evidență, mi-ați atras atenția asupra faptului că astăzi avem 10 ani de pomul vieții, acel brand de țară cu care ne mândrim și care deja a fost preluat și implementat în diverse sectoare în formele cele mai bune, inclusiv și promovarea localităților. Vă rog să ne spuneți și despre cum a fost creat acest concept, ce a stat bază și cum el de fapt s-a multiplicat parcursul acestor 10 ani. Că au fost atât de organic încât nici nu am reușit să-i numărăm cumva între timp. Este incredibil, nu așa? Merg în oraș și văd aceste semne pretutindeni acum în oraș cu luminițe inspirate exact. din pomul vieții. La numerele de, la, de matriculare le vedem. Uh, îl vedem în cărți poștale care nu țin de, de stat sau de, Le vedem de agenții de turism. Deci, Branding-ul de companie, da. îl vedem că este, este un de branding. branding cum comercial. a fost îmbrățișat și cred că aceasta este o istorie <coughs> și o tematică pentru studiu la tot ce înseamnă branding, marketing, comunicare strategică și așa mai departe. Dar istoria a început, așa cum spuneam, uneori din... Uh, opoziție sau din antiteze, pentru Așa. că din discuții Țășnești adevărul spunea clasicul filosof, când în, în anul 2013, pe, acea, pe acel timp, Agenția Turismului anunțase un concurs de slogane și în, în rezultatul unui concurs pe care l-a organizat, s-a selectat un slogan ospitalitate, tradiție, mister, un logo făcut oarecum de, de cineva. Și atunci, noi, după ce făcusem deja Wine of Moldova ca un brand de țară pentru industria vinului, am înțeles că nu este calea potrivită. Și am mobilizat, de fapt, industria creativă și formatorii de opinie inclusiv da. jurnaliștii, pe atunci de abia blogosfera se dezvolta, de-abia se dezvolta, de erau primele bloguri, adică erau câteva bloguri politice oarecum, dar ideea erau de de Erau primele bloguri, inclusiv da. Postmotrel și da, da. Um, și ne-am adunat la tipografia 5, pe un loc și care nu mai da. este am chemat pe atunci consultantul nostru era Eugen cu un consultant care, cu care am lucrat și în Wine of Moldova în campania aceea de, de branding de țară și am zis hai să facem un proces pentru că dacă noi dezvoltăm un, un brand pentru turism el trebuie să aparțină nu doar industriei turismului dar să aparțină și societății și să fie ceva care ne adună pe toți împreună uh, și oficialii de la agenția de turism de atunci au uh, Oarecum mobilizați și de valul de respingere a acelui slogan pe care ei l-au propus, s-au regăsit, hai să încercăm și o altă cale. Și iată din această conjunctură, când am avut, pe de-o parte, deci această, acest trio de aur care se numește, trio de aur în care noi avem uh, autoritățile publice, avem sectorul privat, adică business din turismul de incoming, nu Dar din cei care... care duc oamenii noștri în Turcia, în Germania. Dar cei care, care aduc care și creează o experiență. Și am adus în premieră și societatea sau acești oameni creativi care cărora nu le-a fost indiferent. Cine um, erau atunci? În, era și, și Turcanu, era și Mișa Țurcanu, era și Olga Radu, era și Eugen, deci mulți din Eugen Boico, uh, erau mulți din, din zona aceasta creativă. Um, și am făcut câteva sesiuni de brainstorming în care s-au generat mai multe idei. Am făcut un brief în baza la acel, acele brainstorming-uri, după care am lucrat să identificăm mai multe concepte creative. Și aici primul val de concepte oricum a fost interesant, dar nu ne-a captivat. Și acum mi-aduc aminte, eram în patru sau în cinci, în, într-o ședință restrânsă și simțeam că nu este calea aceea. Deci nu am nu resimțeam un ceva mai mult, ceva care te te scoate din te duce spre eternitate, știi, care este ceva mai mult, o care da. poate să crească și să acum... Până la urmă căutam un element care să vibreze și cu această poate melancolie un pic a moldovenilor, și această acest romantism mioritic pe care noi l-avem. Și ospitalitate și tradiție și mister, pentru că... și toate în, în ele am să le spunem altfel și din prima rundă au fost vreo 5 concepte și era dificil să spunem agenției de creație că nu ne place niciunul, am zis da. hai să mai mergem o dată, să vedem și a venit de fapt această idee de la echipa noastră din proiect atunci haideți să mergem să vorbim cu, cu doamna Buzilă doamna Varvara Buzilă de la Muzeul de Etnografie Şi și a... Istorie Naturală care este o, o cercetătoare și o personalitate marcantă în domeniul patrimoniului și iată, întâlnirea cu dumneavoastră și mersul acela la muzeu a ne -a deschis ochii pentru că a vorbit despre acest simbol care este împământit, oarecum, are rădăcini, dar care se duce în ceruri spre acea spiritualitate și acel univers mai mare decât, decât cei ce noi vedem și care spune atât de multe deci lasă loc ca să se regăsească orice minoritate, care este de fapt un simbol regăsit și în alte civilizații, în civilizația sumeriană, în alte civilizații inclusiv antice. Și el se regăsește în tradițiile care, care sunt vii în Moldova, da? și la deci, diverse tradiții de -astea etnografice, uh -huh. la botez avem această stiblă da. de busuioc și așa mai departe. Toate ele oarecum s-au regăsit în acest pomul vieții care a fost redat ca niște căi. De ce? Pentru că Moldova nu este altceva decât o cale nebătătorită pentru turism. Și primul slogan a fost deci descoperă căile vieții și um, acest pom cu cu busuiocul în în vârf, cu, de fapt cu trandafirul cu busuiocul, cu crucea, pe ramurile sale, cu un pahar de vin, cu o inimă, deci cu fructele noastre minunate. Și în acest mod, am, după care a fost o prezentare publică, acesta a fost destul de susținut, am făcut o lansare în noiembrie 2014 la același muzeu de etnografie și istorie naturală. Aproape la un an de distanță. Da, dar. Nu se oprește aici din procesul, nu, adică Vreau să accentuez că aproape un, un, un an de, de muncă s-a muncit s-a da. dezvoltat, s-a analizat s-a cercetat propriu zis domeniul și s-a identificat pe cele simboluri care adică, ele nu au venit doar peste noapte și au fost și în prag de embargouri de, de, dacă nu greșesc, în 2013 am avut deci, o sesiune În 2013 am avut o nouă sesiune, dar era important pentru că în 2013 se semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană și respectiv a fost ridicat regimul Divizie. Deci aceasta a reprezentat o oportunitate masivă pentru a atrage turiștii din Europa în Republica Moldova. Desigur, și pentru moldoveni se poate să călătorească mai mult în Europa. Dar aici aș vrea să fac un, niște trei puncte da, de suspensie correct. și să spun că des companiile și chiar businessurile noastre sau în multe industrie, în multe sectoare, primul lucru ce se face, se facem un rebranding, se facem un brand nou să, să rebranduim nu știu ce, dar. vine Un nou director de marketing da, și hai să. Un rebranding, oarecum, nu știu cum, foarte des se recurge la asta și poate prea des, cred eu. Dar nu urmează ceea ce trebuie să urmeze. Pentru că un brand devine brand, el este doar un simbol, este un simbol exact. grafic. Nu devine acest simbol grafic un brand decât dacă este comunicat, sistemic, integrat, permanent, coerent și într-un mod cu o perseverență uh, acerbă. acerbă. exact. Uh, da, noi l-am lansat, toată lumea a mers acasă, uh, inclusiv și poate și agenția turismului de atunci, dar noi am rămas cu un logo atât de frumos, cu atât de mult potențial, cu un brandbook frumos și ar fi putut totul să rămână la nivelul de brandbook și s-ar fi uitat, ca și multe alte branduri de țară care s-au mai dezvoltat pe alocuri, pe alte segmente. Uh, însă ceea ce a urmat este probabil... Uh, Probabil prerechizitul acestui succes la 10 ani Pentru că, că brandul a devenit puncte, un da. brand național ulterior uh, A urmat o campanie O campanie de comunicare care a fost foarte caldă Ea s-a numit Fii oaspitele nostru Da, mi-aduc aminte de Brad Pitt care a ajuns în uh, Republica <laughs> la <Baltimore>. Exact, <laughs> Exact Am înțeles că doar să mergem cu el pe standuri Și să-l promovăm pe extern nu este suficient Am pornit de la premiza că din cei 3 milioane și atunci noi spuneam de moldoveni, dacă măcar jumătate dintre noi, mai ales cei tineri care vor începe să călătorească, se vor simți mândri de țara lor, o vor cunoaște și vor vorbi despre ea, probabil că noi vom avea mult mai multe șanse să atragem mai mulți turiști. Și de aceea prima campanie a fost orientată și pe extern, dar, o, și pe dar foarte mult pe intern. Și pentru că nu aveam bugete mari, am zis, din nou, într-o echipă destul de restrânsă de atunci, eram deja în proiectul de competitivitate din de Moldova, deci uh -huh. al, un alt uh -huh. proiect, o altă iterație, o altă echipă, uh, hai să facem ceva viral, ceva care ar prinde cu un, cu un secret, cu care oamenii ar face un share, nu pentru că este un video frumos, dar pentru de că ei că 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 cred așa, exact așa cum se spune. Da, în și oarecum este și un pic wow. Este el Brad Pitt sau nu este el Brad Pitt, da? Mm -hmm. S -fie și elementul să de... Da. Uh, uh, ispit, da, și intrig ca să faci, să, să distribuie. Deci campania, campania a durat, a fost lansată în 2017 mm -hmm. uh, și a avut un succes fulminant. A avut un succes fulminant pe intern. am avut peste 4 milioane și ceva de vizualizări în prima lună, de exemplu, da? O, Uh, un, un impact masiv pe toate rețelele care erau atunci, Instagram nici nu exista, uh, da? Încă, încă, încă nu, nu era dezvoltat, de Moldova nu? Moldova nu? nu era dezvoltat pe atunci, ulterior noi am intrat și pe Instagram. Uh, și culmea, deci a fost atât de bine preluat și în România, încât imediat în 2018 am fost remarcați de presa română, pentru că am, am mers cu campania pe multi level, deci pe toate segmentele. Spuneam sistemic trebuie să lucrăm. Nu doar facem social media. Trebuie să facem și PR calitativ, trebuie să facem și B2B calitativ, să lucrăm cu parteneri. Deci, conferințe de presă. Am adus vizite de presă, de jurnaliști străini în Moldova ca ei să se simtă ca acest Pitt. Să aibă acești... Wow! Tu ești oaspetele meu, nu mă interesează că ești Pitt sau cine că întreabă tipul la sfârșit dar știi cine este măcar ăsta? Nu mă interesează. El este oaspetele meu. Asta e cel mai important. Da? Aici, dacă pot să fac o remarcă, am niște prieteni în România, jurnaliști, care uh, Andrada participați în una dintre sesiunile de informare da. din din revistele acestea jurnaliștilor și între diverse cum o tine ai putut să nu-mi zici mie că atât de, de, locuri frumoase aveți, dar cum ai putut să nu spui că atât de ospitalitate? Mai da, ne am așezat la masă și atâtea ne-au dat și să gustăm și să da. încercăm și într adevăr s-a simțit, eu spunea că exact comparația asta, deși nu știam că ăsta era scopul, dar uh, mesajul a fost transmis și ospitalitatea a fost transmisă. Deci, uh, scopul nostru a fost să loializăm, să nu facem un contact, așa cum este price per contact sau acum da, per click. Noi am vrut acest contact să fie un contact uman, așa încât noi să avem o loializare, cum spuneam, și acești străini să devină și ei ambasadorii noștri. Și uh, asta nu presupune doar să-l pui la o masă, trebuie să știi să discuți cu un jurnalist străin, trebuie să știi cum să-i livrezi un mesaj exact pe valorile sale, pentru că un jurnalist, mai ales de travel, exact. uh, poate fi destul de dur, uh, poate fi destul de, deci poți să ceva negativ. Și aici a fost un efort uh, extrem de mare, am lucrat mult în parteneriat cu Asociația Națională pentru Turism Receptor de Moldova, trim, cu toți tur operatorii locali care fac incoming, cu pensiunile care erau atunci destul de puține, astăzi sunt de 5-7 ori mai mult, în total, deci chiar astăzi m-am uitat pe date utilia în acești, cred că șapte ani, ultimii șapte ani de când am început campania, Așa. am adus peste 350 de jurnaliști străini, nominali. Deci unii s-au întors și de mai multe ori. Deci, 300 de, Așa. deci în grupuri care puteau să meargă de la 3 jurnaliști Câteodată, câte o dată câte unul, câte o dată câte patru, câte cinci, pentru că și cum formezi grupurile este important. După care faci follow-up cu ei, după care trebuie să le dai toolkit-uri, trebuie să le dai uh, preschituri pentru ei, să lucrezi cu ei ca să poată să, să, să scrie. Și să-i să înțeleagă istoricul din spate, să poți să-i livrezi informații necesare, exact. să-i spui la întrebări, să-i creezi conexiuni necesare, să vorbească cu un antreprenor, cu un director de pensiune, să, să Ești jurnalist și înțelegi da, cât de mult și este jurnalist important. jurnalist și am să... partea de comunicare și știu exact C -c munca și pe de o parte, cât este de important să aibă această deschidere din partea gazdei care primește, da. care mă primește, de exemplu, în momentul în care mă duc ca jurnalist, că dacă nu mi ofer informații și dacă pur și simplu mi-ai dat voi mie să descoper, e posibil nici 10% să nu reușesc să să afli. Și în momentul în care tu ești ca și comunicator, ca și echipa de comunicare care stă în spatele unui proiect și promovează ceva Deci tu trebuie să fii pregătit să oferi mult mai mult context și informații decât strict evenimentul sau bunul pe care tu l-ai diplomat, Pentru că trebuie să reușești exact același lucru Să da. dai context, să dai valoare, să spui din istoric, să da. faci omul să simtă, să trăiască, da. să înțeleagă cum se percepe această valoare Și iată din interacțiunile cu acești jurnaliști de zi și eu am mers cu, cu jurnaliștii în aceste site uri cum ar fi, da? Și din echipa noastră, că eram 3-4 în echipă, nu eram mulți, deci nici acum nu suntem mulți, <laughs> suntem tot 3-4. Uh, înțelegi, de fapt, că se apreciază nu atât de mult cât de multă informație pe minut debitez, da? Mm. Dar se apreciază felul în care împachetezi elementele. unui... Jurnalist mai mult pe cultură, i îl livrezi în stilul său. Exact. Unui care este Ce mai rămânem? mult pentru vinuri, i le spui și pe asta pe cultură, dar cu, cu grijă. Dar rămâne pe context doar Am avut o jurnalistă de la The Vogue, wow. chiar The Vogue, care a venit în Moldova și noi nu știam. Deci ea spunea că este vrea doar fashion. A zis hai și un pic de turism. Până la urmă a scris articolul mai, mult mai mult despre turism în The Vogue decât în, despre, despre fashion. fashion. Dar a vorbit și despre producători de uh, fashion, spun. da. Și deci, și acolo am găsit un client sau au venit de la importante jurnale din Marea Britanie, la fel. Deci fiecare tur trebuie să-l faci, să-i faci crafted, să-l... Să-l împachetezi așa ca o să răspundă. Precizare, și deci nu este vorba despre articole plătite, este vorba despre un pear organic Absolut. în care, până la urmă, jurnalistul este uh, el cel motivat care este motivat să scrie și el uh, transmite ce, da. ce vede, ce preia și ce poate trasa obiectiv în, în funcție de pregătirea lui sau ce reușește. Așa este. Să... De ce noi am, am măsurat la un moment dat Returul din investiție și era unul care ne-a iepatat și în acest sens chiar... Costul publicat, ilor, da, noi noi am, investit, am investit, să spunem, o, un, o sumă de, de buget pentru a, a organizație. Aceste... Da, și am primit și aici ne-a ajutat, am avut un consultant de la National Geographic, care atunci ne-a ajutat să calculăm acest retur în investiție, în earned media, cum se numește, așa, care se, se ridica de mii de ori. Turul și ce indicatori a pus la bază, de exemplu, a pus audiența acestor, uh -huh. acestor jurnale? Da, adică dacă scrie, e, exact. Dacă scrie Lonely Planet și, și, scrie gratuit sau Arbiturian sau uh, in The Times sau în New York Post sau în. Acolo unde nici nu toate articolele plătite ajung, adică da. să, să tragem atenția la. Și pe te-a costat uh, Bine, per jurnalist presupunem 2000 de, de euro, un tot, tur cu totul tot, da? dar tot din tot care vin, noi achitam tot. Doar, doar turul pentru că totul pe loc era oferit de, de vinării, de, de dar făceam zis, parteneriate. parteneriate. Atunci noi câștigam mult mai mult înapoi și am avut în consecință, dacă am avut 350 de articole, deci noi am avut peste 500 și ceva de articole publicate și inclusiv, de exemplu, în, Italia, vreo șase episoade TV care au mers wow. la uh, canalul din Italia, pentru că Italia era o piață țintă până la pandemie. În Polonia am avut inclusiv TV-uri care au venit și au... Uh, și au, filmat. Și au filmat, și au mers și au dat și, și Da, ei și pe urmă, lucrul... Deci aceasta lucrează foarte bine, pentru că alți jurnaliști văd că s-a scris și, și ei ne-au contactat înapoi. De aici noi am, fac, am avut imediat reacția de a avea un fel de press office în uh -huh. Moldova. În care jurnaliștii scriau la Antrim, de exemplu, și spunea uite, eu aș fi interesat să vin să, să scriu dacă îmi oferiți un... De cazare cel da, adică trebuie să Și atunci, de condiții. exemplu, am editat în premieră ghidul de turism în Moldova, dedicat doar Moldovei, un, o cărțulie din asta pe care o cumpere, o cumpără Așa. francezii și italieni, deci unul în Franța și unul în Italia, destinat pentru Moldova. Iarăși, care s-a făcut și doar... Se cumpră, și el se cumpără. Și se cumpăr vin, până se... acum, este, da, exact, în vânzare. Uh, și multe altele. Deci, mă, mă întorc... Andy, Moisescu, apropo, făcuse făcut o emisiune pe baza la acest, uh, acest spot, cu Brad așa. Pitt, în care spuneam, măi, dar ce fac ăștia de peste prut? De, de unde le vin așa idei? Uite ce bine este filmat! Uh, după care l-au făcut și pentru pe cei ce am filmat și ulterior, deja fără viorel, mărdare, pentru că vreau mm. să aduc tribut... Uh, pentru acel clip cu Brad Pitt, regizorul care acum este și este Viorel Mardare și producătorul, și inclusiv regizor domnul Sergiu Prodan care este ministrul culturii și Viorica meșină de la atelier, o echipă... o echipă minunată care am lucrat împreună la acest produs și cred că avem suficient talent creativ în Moldova să producem. Asemenea campanii, pentru că nu s-a terminat aici, desigur au urmat alte videouri. Când intri în această filieră de a promova și de a comunica, este o regulă care se aplică. Întotdeauna să fii activ, niciodată să nu te oprești. Deci permanent să inovezi, permanent să comunici. În momentul în care este regula picăturii japoneze, deci în momentul în care te-ai oprit, să a șters tot ce ai făcut până acum. Deci este esențial și plus să captezi orice oportunitate care s-ar revi. De exemplu, și să ne fii anul... pregătit să comunici corect, să fii informat da. despre să cunoști 100% produsul pe care îl promovezi și, și nici care nu ne dăm seama și aș vrea să ne gândim un pic, să ieșim din acea cutiuță și să ne gândim cât de mult, de fapt, o asemenea campanie cu alias Brad Pitt sau Be Our Guest și a urmat după asta Be Our Guest Again și după asta am avut și alte campanii cât de mult ele lucrează, de fapt, pentru alte industrii. Eu asta vreau să spun. Ce înseamnă, exact întrebare, această întrebare am avut -o și în ediția precedentă a emisiunii, ce înseamnă dezvoltarea acestei industrii pentru industriile conexe, pentru și aici, care sunt aceste industrii conexe? Pentru că noi putem să dezvoltăm la mâna întâi care sunt cele mai apropiate industrii da. pe care neapărat le impactăm și cele care sunt nivelul 2, 3, 4, 5. C într-o oarecare măsură, orice nu am face prin modul în care noi aducem oameni în Republica Moldova, aceștia sunt și potențiali investitori, și potențiali profesori, și persoane care poate vor să-și dezvolte talentele și arta aici. Adică noi nici nu, nu ne dăm seama cât de mare este impactul, pur și simplu când deschidem limitele pe, pe extern pentru tot ceea ce putem face. Eu aș zice și noi spunem mereu că turismul de fapt este o industrie care a fost foarte mult subapreciată și subevaluată pe intern în Republica Moldova Oricum am prioritizat anumite industrie prelucrătoare sau producătoare de anumite produse tangibile or, Cu, cu efect exact da, ca și comunicarea da, Sfera de servicii și în speță turismul are um, un impact cross-sectorial uh, extrem de mare și inclusiv social, economic și strategic pentru țară. Inclusiv pentru reintegrarea prezentare. țării. Și o să dau și exemple. În primul rând, noi vorbim despre o industrie care este puternic angajatoare, deci care este care consumă foarte mult forță de muncă. Pentru ca să livrezi o experiență și ca să poți să îți servești turismul, turistul foarte bine, trebuie să ai foarte mult personal. Deci tu nu poți să automatizezi în turism, poți să automatizezi în diverse industrii, dar în turism Ai interacțiunea de umană este foarte importantă. Și eu des aduc acest exemplu despre o cramă mică care are 17 hectare și care pentru a produce vinul de pe aceste 17 hectare are nevoie să angajeze total ca să cuprindă toate activitățile, de la tăiat în vie până la vânzarea la vinului deci și marketing am. și tot, undeva 7-8 persoane. 7 Aceeași cramă are șapte camere, șapte-opt camere, are un mic restaurant și primește turiști. Este mică, nu este mare. Da, este... Deci angajează practic de cinci ori mai mulți oameni în turism, numai în turism. Acum ce face mai mult? Deci cât de, cât de mult consumă această forță de muncă. Deci noi angajăm oameni din... Oamenii care angajează în turism nu neapărat trebuie să dispună de o specializare foarte exactă, foarte elevată. Da. Este important un training profesional, foarte bun, foarte specializat, cu mai puțină teorie decât noi vedem și studenții noștri când ies după programele în turism se plâng pe asta, că este prea multă teorie și este mult departe de aplicabilitate. De aplicabilitate dar vedem în pensiuni, de exemplu, în aceste crame, dar în plus consumă toate produsele din jur, din... Din Deci și okay. brânză și ouă și tot ce sunt agroalimentare. Și le vând acolo și miere și nuci și altele. Putinția Artizanat, arămâtor, da? sigur. Artizanat. Artizanat, pentru că oamenii ăștia trebuie să duc ducă să mai fac ceva. Ei nu pot să stea doar în cramă. Ei dacă stau două zile acolo, trebuie să le împlu un pachet de activități, pentru cel puțin două zile pline. Artizanii și vând și primesc turiști. După care sunt haicuri în jur, da, de exemplu, pentru merg în drumeții da. și în vizite, fie că sunt lăcașuri de cult, fie că sunt muzee, deci și domeniul cultural, câștigă, da. după care noi avem de transpor, serviciile de transport, serviciul de ghidaj, serviciul de interpreți, care traduc da. eventual. În turism se utilizează foarte mult tot ce ține comunicare, deja am vorbit, serviciul Excurație. de comunicare, de producere, video, de producere foto. Desigur că vorbim și de această organizare de evenimente, închirieri de sale, de săli, de, de spații de imobile și așa mai departe Și dacă mergem și mai departe decât aici, desigur că turismul până la urmă este și un factor de apropiere a, a regiunilor De interconectare între minoritățile care există în Moldova, da? De ce? Pentru că noi reliefăm de fapt această bogăție pe care o avem și am văzut prin integrarea unor tururi și chiar mergând cu jurnaliștii în aceste regiuni, la nord la Soroca, la sud la Comrat sau la Giurgiulești sau deci, în, inclusiv în stânga Nistrului prin a scrie despre ei și când citești de fapt despre aceste regiuni după asta în Lonely Planet sfocă, sau în, în National Geographic toți moldovenii încep să aprecieze Moldova atât de diversă și oarecum ștergem aceste, probabil, stereotipuri și da, limitări pe care noi le avem pentru că nu avem atât de mult ocazie să, să discutăm și să cunoaștem. Deci noi ne autocunoaștem. De aici, ulterior, când am, am ajuns în pandemie, pentru că turismul, din coming s-a dezvoltat destul de mult până în 2020. Deci ritmurile noastre de creștere anuală erau de peste 20% anual. Asta comparând datele din 2019 de turiști străini cu datele din 2015 sau 2016, noi avem o creștere de aproape 100%. De procent. Deci 84 e, de procent au fost creșteri și uh, agențiile noastre de incoming spuneau, uite, eu îmi lărgesc echipa, eu fac investiții, mai cumpăr un microbus. Uh, Deja erau gata să, să creeze infrastructură pentru... Da. Uh, vinăriile, deci erau vreo șapte vinării care aveau turism în 2000, 15. Deja în anul 2020 erau de, de, 4, de 5 ori mai mult, multe, da? Vreau să captez. Acest ritm fulminant a venit de la, de la toate aceste elemente despre care spuneam. În primul rând, prioritizarea și cam am început să vorbim. S-a creat și cerere, despre de generației generație ofertă. Despre Moldova, am creat această cerere, am creat un credere în noi, pentru că ea nu neapărat exista. Și atunci când, din nou, vezi că se spune de bine și ne, când tu vezi spun. că casa ta, e frumos pentru, da, și, și noi pentru alții, nu pentru tine. De fapt, revalorizăm re lucrurile pe care noi nu le vedeam, le ignoram. Din nou, cutiuța, da? Hai să ieșim din cutiuță. Să ne uităm, ne uităm la țeri, dar nu vedem ce uh, putem să da, Pur Cu să regret, în, în pandemie, desigur, s-a întâmplat ce aici s-a întâmplat și toată lumea a trecut prin asta. Dar și aici a intervenit campania Ne-am Pornit, care a venit da. de la Agenție de Investiție, ca inițiativă, dar care a fost îmbrățișată inclusiv și de proiectele noastre de atunci, de toată industria. Dar, într-adevăr, de de toți... a fost o gură de aer această campanie. Oamenii chiar nu, nici nu știau, nu știu, poate în regiune, nu, nu se simțea atât de mult, dar în mm. de, hai să mergem să descoperim Moldova pentru persoanele care stăteau da. în casă și care au fost obligate să stea trei luni, de exemplu, cel puțin situația mea la apartamentul asta, trei mm. luni, practic, fără să am posibilitatea să ies din această cutie de, de beton, în momentul în care a venit această idee, mi-a cât de puțin m-am gândit la el. Adică nici nu-mi dădeam seama că pot Cred să fac o deplasare un pic da. mai, mai departe. Da, deci iarăși, iarăși un exemplu de, de, de idee creativă care a fost transpusă în, în, acțiuni prin implicarea multor parteneri. Multor parteneri. Desigur că a fost, ideea a fost importantă, dar pe urmă și felul în care ea a fost preluată, de fapt, a demonstrat această dorință de a susține și oarecum moldovenii auzeau, dar s-au întors. La, și au început um, să-și recomande unul la altul diferite uh, Au început destinații. maratoane, deci eu aveam prieteni care spuneau câte au făcut din punctele și își screau jurnale de călătorie. Uh, pentru noi, ca echipă, atunci, știind că zona din ea am pornit pe local era acoperită, noi ne îngrijeam foarte mult cum ținem legătura cu jurnaliștii străini. Picătura japoneză zic, o să ne uite complet, ce facem? Și atunci, chiar dacă era pandemie, am, am continuat să realizăm prezentări online am, aveam tururile, primele tururi virtuale în 360 de grade care Așa. îți permiteau, inclusiv cu acești ochelari VR, să călătorești în Moldova. Au fost încărcate pe, pe Moldova Travel și acum sunt. 360.moldova.travel Atunci aveam apro apro aproximativ 10, acum ele sunt peste 15 asemenea tururi la destinații. Și le promovam pe extern, le promovam către cei jurnaliști, ca ei totuși să, să, să nu uite de noi să menținem această relație. E, și mi-aduc aminte de un caz, la una din lecțiile online pe care le făceau liceele noastre, Ministerul Educației a recomandat să țină o lecție despre Moldova turistică uh -huh. și atunci am, am recomandat utilizarea acestui acest acestei pagini web și a căzut. Deci, atât de bine a căzut pe câteva minute. Atât de mult s-au conectat și au vrut să experimenteze aceste tururi VR, inclusiv copiii, da? A fost da. atât de interesant. Pentru ei era interesant că le pot vedea în 360 de grade și oricum i-a probabil captat. Deci trebuie să fim și inovativi, trebuie să utilizăm Cu tehnologiile zi. tehnologiile noi. Trebuie să vedem oportunitățile acolo unde unde poate ele nu sunt atât de vizibile. Și aici aș vrea să reamintesc, pentru că ați vorbit la ultima emisiune cu colega mea, Olesia Gălușcă, despre industria creativă și industria turismului, cât de mult ele sunt interconectate. Filmele noastre, care acum avem o nouă generație de filme, desigur că promovează Republica Moldova ca destinație de, de filmare, dar și o destinație de turism, ulterior Și noi vedem cât de mult destinațiile, precum în Croația sau în Malta sau... Chernobyl până la, la acest război dramatic sau umplut de turiști grație unor filme sau tehnologiile care, care vin să ne ajute de fapt să facem o experiență turistică mult mai agreabilă pentru tineri da, așa este într-adevăr. Uh, și uh, dacă îmi permiteți să trecem și uh, la industria vinului. Am vorbit de departe pe dezvoltarea cramelor, pe dezvoltarea uh, des, uh, vinăriilor ca și destinații turistici. Totodată observăm și o creștere uh, fulminantă a industriei vinului și a, anume a a promovării vinului de calitate, a vinului îmbuteliat, a vinului cu valoare adăugată peste hotare. Ce s-a întâmplat în ultimii ani în această industrie? S-a regândit industria, am reușit o, o reorientare la 180 de grade a tot ce înseamnă sistemul acesta de organizare a filierei vitivinicole, pornind de la reglementări, de la instituții, de la procese, de la instruiri inclusiv și felul în care noi motivăm tinerii să vină, să, să devină marketologi Inca. și manageri și a devenit atractivă. Am promovat însăși vinul ca și cultură pe intern, pentru că țece avem 12 ani. Ediții, deci... deci vernisajul vinului deja este de 12 ani activ și în fiecare an avem două ediții. Un eveniment pe care l-am creat de asemenea în cadrul echipei noastre și l-am ridicat la un nivel de, de tradiție, am avut campania Wine Friendly, de exemplu, care a mobilizat restaurantele să servească vin la pahar să ia vinuri de la mici producători, producători, dar și nu doar, și să facă meniuri cu vinuri. Pentru că vinurile erau între băuturi tari și uneori nici nu le prea le găseai. Sau se foloseau cuvinte gen șampanie. Când nici nu, nu, le... nu era corect. Da. Nu aveau pahare adaptate. Deci atunci am adus și somelieri străini. Eu cred că putem face o paralelă între ceea ce s-a făcut în vin și ceea ce s-a făcut în turism și cei ce s-a făcut în fashion și ceea ce s-a făcut în creative. Pentru că în toate aceste industrii a existat o dinamică constantă de, de a convinge și de a ne abilita cu acest sentiment că noi putem, de fapt. Noi suntem foarte buni, noi putem, avem cu ce. Trebuie să facem. Și elementul de comunicare a fost și în industria vinului foarte important. Uh, din nou brandul de țară, Wine of Moldova și felul în care noi l-am promovat din nou sisteme a impulsionat oarecum și dezvoltarea au uh, a, a mers, uh, mers paralel mână -mână. și s-au ajutat da. oarecum una pe alta, exact. Um, am lucrat foarte mult cu oficiul național a Vii și vinul de rânduri, iar și oficiul există deja de 10 ani uh, anul trecut am marcat 10 ani de revoluție Wine of Moldova uh, în acești 10 ani am crescut practic uh, Uh, Exporturile noastre în Uniune Europeană. în unele piețe, precum România, exporturile noastre au crescut în 10 ani de, de peste 300%. De procent. deci ne dăm seama o, și constant cresc. Inclusiv anul trecut am avut o creștere de 25% aproape pe piața României, care este o piață de vinuri îmbuteliate. Dar știți ce este frumos? Discutam cu colegii și acum despre necesitatea de a aduna oarecum toate aceste elemente sub o, un demers de campanie de țară, pentru că toate elementele vorbesc despre Moldova și despre atractivitatea noastră. Și este absolut interesant când, de exemplu, un investitor în domeniul tech, în domeniul IT, decide și-l atrage să vină în Moldova inclusiv pentru că are vinuri. Vedeți, noi nu ne dăm inclusiv... seama cum faptul că vinul nostru este atractiv și că avem această tradiție îi impactează și pe investitorii sunt, din alte sectoare Sunt investitori din Republica Moldova care investesc în imobiliare și anume chiar și în industrie de dezvoltare în bancare și restul care uh, spun despre faptul că aici în Republica Moldova îmi plac oamenii, vinurile și da, fac afaceri pentru că asta este domeniul meu dar îmi place să stau aici, să activez aici și am rămas, să rămân aici, anume pentru oameni pentru vinuri, pentru cei ce pot simți pot... Uh... Eu des, mergând la la prezentări din în, în fața somelierilor străini, care sunt foarte critici, bine, îi captează vinul, deja vinul nostru are o calitate care nu se mai discută, deci este garantată și toată lumea. Este mânără, da. Și chiar suntem distinctivi și avem mii de medalii. Dar eu le zic foarte des, zic știți, Moldova are și o industrie IT foarte puternică și, se, și îi captez cu unui somilier să-i spui așa, sau unui master of wine și zic, uite, dar succesul în IT, în aceste domenii de inginerie, tot vin undeva de la această rădăcină vitivinicolă pe care o avem. De ce? Pentru că vinul este un produs destul de complex în care noi utilizăm atât de multe tehnologii care pe timpul erau atât de inovatoare. Deci, moldovenii au demonstrat că pot fi inovativi și creativi anume prin acest produs care a ajuns la acest culmi. Deci, dacă au putut să facă vin, deci avem acest, acest talent ingineresc în sângele nostru prin uh, milenii și sute de ani de producere a vinului, da? Uh, și, uh, oarecum, prinde foarte bine acest argument și viceversa, uh, desigur. Atunci când, mă bucur foarte mult, când colegii Sunt noștri din domeniul gen... de, de IT sau de fashion sau acum mai ales din industria filmului, Consiliul Național al Cinematografiei, merge peste hotare, face prezentările, fac prezentările pentru profilul lor în fashion, în IT, să fac, după care fac o degustare din... de vinuri. Deci ei fac degustarea de vinuri, nu ne ducem noi. Ca și echipa din. Da, din și invers. Noi mergând peste hotare și acum, deci ne pregătim de expozițiile internaționale foarte mari, întotdeauna căutăm elemente care să ne, să ne scoată din tipare. Deci noi suntem mici, noi trebuie să fim diferiți, noi trebuie să fim inovativi și să captăm atenția. Ceva ani în urmă, dacă ții minte, la ProWine ne-am ambiționat și pentru că am vrut să aducem industria de creativă, de designeri autohtoni și de produs Așa. local la industria vinului și să arătăm de fapt acest talent, am zis hai să nu, să nu construim un stand, hai să-l țesem. Da, mi amintesc -am de Și am avut primul stand țesut cu mâna la ProWine. Asta ne-a dat o, un, deci, iarăși, o preluare masivă o în presă. O atrage atenție, da. Și știi, acolo pe loc oarecum oamenii din business, desigur că au văzut, dar ceea ce am făcut în PR în afară a fost și mai important. A importantă. fost remarcat. Și a fost valorificat, într-adevăr. Adică noi ne-am bucurat, am spus, wow, noi știm că suntem așa, noi știm că avem aceste elemente. Însă, cum spuneți, într-adevăr, noi avem nevoie de valorificarea asta externă, cumva să vină din afară, să ne se dea o apreciere da. pe care noi să o plăsăm. Deci acum niște, niște etichete, lucrăm la niște etichete care să, să comunice, să aibă in, in, inclus această tehnologie ArtiVive care se promovează de centrul ArtCore Din nou, haideți să, să depășim limitele noastre de a produce doar etichete, hai să spunem ceva mai mult Ne ambiționăm să ieșim tot cu o surpriză foarte interesantă la ProVine, despre care wow. acum nu o să-ți spun, o să-ți spun <laughs> ulterior după ce o facem care cred eu că o să ne plaseze în top gura lumii la Prowine și în acest. Îl așteptăm. Da. Și această sinergie eu cred că noi o avem în foarte multe sectoare. Eu am văzut această sinergie în practică și poate o oportunitate pe care noi trebuie să o exploatăm și mai mult în viitor, pentru că vorbim despre la. idei și cum ne reinventăm, în anul trecut când s-a organizat summitul politic european în Republica Moldova. Deci Moldova a avut prima dată probabil din istoria sa de suveranitate, de la declararea independenței, când a fost un, o foarte mare noutate și toată lumea a vorbit despre asta, al doilea cel mai mare rating de vizibilitate a Moldovei în jurul acestui summit. Și atunci demersul nostru, oricum din spatele cu aceste industrie a fost hai să captăm cât mai mult, pentru că jurnaliștii vin pentru summitul politic, politic, dar mai au un 15% din agenda care le este liber. Hai să i care captăm să, să, le le, să le dăm mai mult decât cei ce ei vor primi pur pe agenda politică a acestui summit. Și am văzut în practică cum lucrurile se pot întâmpla. Deci am produs un kit din nou al jurnalistului în care am dat niște filere pentru fiecare din aceste industrii. Și aici nu oh. doar pentru industria turismului și am, s a vinului. S-a regăsit și creative și tech și agricultură. Focat și făcut o prezentare de țară. Da. După care am pus într-o seară cu jurnaliștii care s-a ținut la hardcore și am organizat-o cu mare migală. Am adus toate produsele de la plăcinte. Deci oamenii am înțeles nu o să aibă când să meargă în să vizitezi, trebuie să le, în aducem Moldova. Noi. Hai să le aducem noi acolo. Moldova, da. în fața mea. Și cu un concert, și o plăcintă, și vinuri, și mere și căpșuni atunci erau deja în vogă, da, apărute. Da. Am putut. Eu cred că noi putem face mult mai mult pe această filieră în care noi să creiem din toate aceste mesaje pozitive o campanie la care să contribuim toți, din orice sector nu am fi. Așa încât Moldova, până la urmă, să devine brandul care lucrează pentru toate sectoarele. Fie că este vin, fie că este turism, film, jurnalism, de ce nu, cu cultură, inginerie, automotive și așa mai departe. Cu siguranță, cu siguranță trebuie să prelăm aceste elemente, să gândim modul prin care putem capta atenția acolo unde noi suntem profesioniști. Și să vorbim cu profesionalism despre celelalte industrii din Republica Moldova și să fim noi, ambasadorii noștri, cei care putem să reinventăm nu doar pe noi înșine, dar și întregile industrie care ne reprezintă. Noi vă mulțumim mult pentru participarea la această emisiune, pentru părtășirea gândurilor și ideilor și, în primul rând, a experienței pe care ați adunat o pe parcursul anului și vă dorim mult spor în continuare. Iar noi, cei din spatele ecranilor, cu siguranță, o să așteptăm și noutățile care vin în acest an la ProWine. Mulțumesc, le foarte mult! Mersi mult!